Salutare, fac această analiză pentru Chainlink pentru că am văzut pe cineva care m-a întrebat exact cum să analizeze, cum îl văd eu, pentru că s-a încurcat, a văzut un W, nu știe ce să facă de aici mai departe. Și o să vă arăt cum văd eu toată treaba asta. În primul rând, vreau să trasez un pic în spate un canal, vreau să înțeleg ce s-a întâmplat aici. Și mă gândesc, uitați exemplu pe acesta, l-aș trasa cam așa, am multiple puncte care îmi lovesc aici, după cum vedeți, și ce îmi confirmă mie și de ce trag eu canalul acesta, este că, în primul rând, pe lângă faptul că am mai multe puncte, mai multe atingeri, am aici un pullback și mai am unul aici. Asta, din punctul meu de vedere, îmi confirmă că e un canal destul de bun, destul de bine tras. Mai departe, tragem canalul al doilea, cel prezent. Și l-aș vedea. Haideți să vedem dacă e bine așa. Să vedem ce avem. Una, două, trei, patru, cinci atingeri. Cinci atingeri înseamnă că e destul de bun. Și mai vedem o chestie. AXA. AXA. Celor din YouTube Membership mereu le zic când le mai dau, să zic așa, analize în scris, uitați-vă la asta, uitați-vă la asta, fiți atenți la asta, mereu le zic de axă. Și uitați axa în acest caz, că este una bine trasată, pentru că avem în partea aceasta rezistență, transformă în suport, scapă sub, iarăși rezistență și vedeți că este fix linia care practic ne arată W-ul, de care și zicea colegul din comentarii. Și după aceea, pullback, 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 unul clar aici. Și aici nu știe ce să mai facă. Și mai tragem o axă, în cazul acesta, să ne spună mai multe detalii. Și unde putem noi să vedem că avem o axă destul de clar? Eu aș zice că aici, pentru că când ne uităm în spate, ce avem? A fost suport, suport, aici, mă rog, a fost un pic rezistență, după aceea a transformat iar în suport, rezistență, rezistență, rezistență a spart-o, a făcut-o suport, suport, multiple ori suport, a scăzut sub iarăși rezistență și acum iar a scăzut puțin, a revenit deasupra și eu zic că a transformat-o în suport valabil. Ce a mai făcut aici? A testat un moving average. Și ăsta este un motiv care să ne arate că transform acest moving average într-o zonă de suport. Și asta s-ar putea întâmpla și aici. Vedem, ar putea să testeze. Adică cum o văd eu? Eu cred că va mai testa zona asta. Cel mai rău ca se va duce tot așa în zona acestui moving average, să-l testeze. Și la un punct va sparge canalul pe care eu l-am trasat. Putem să mai vedem dacă vrem, pentru că eu mă uit pe one day acum. Haideți să ne ducem într-o oră. Vedem cum arată într-o oră. Putem să trasăm și un canal de consolidare sau un lateral. Haideți să-l trasăm cam așa. Și în acest lateral tragem și aici o axă. Cred că pe aici pe undeva ar fi bine. Da, cam așa. Deci vedem că ar putea să arate și așa. Deci de la o zi am trecut, de la o zi, da, am trecut la o oră. Ce aș aștepta eu aici? În primul rând să treacă de această axă, deci să văd că sparge 25,8 aproximativ, să fie un pic mai rotund, să facă pullback la ea și după aceea să urce. Aș vrea să iasă în primul rând din acest canal. După ce iese din acest canal, dacă ne uităm la canalul nostru descendent mare, ar trebui să se îndrepte spre ieșire. Acum, canalul ăsta lateral ar putea să dureze, nu știu cât. De exemplu, aici mi-a arătat, de exemplu, ar putea să dureze până pe 23, în care el ar fluctua în zona asta. Sus, jos, sus, jos și tot așa. Nu v-aș recomanda să faceți trade în această zonă, pentru că, sincer, nu știți cum fluctuează. Se poate opri în axă, poate să spargă, adică dacă faceți trade, mai ales cu leverage, puteți să vă luați o mare țeapă. Având în vedere că face pullback la zona noastră de W, pentru că acum e W este mai mult decât clar. Haideți să mai trasăm un path, deci se vede W e pac, așa, aici, aici, mă rog, am făcut un pullback și aici este pullback-ul clar.
pentru că este pullback-ul la W. Vedeți cum l-am trasat aici. Bun. Aici, tot așa, cred că face un alt pullback la zona noastră de W și după aceea va urca la un punct. Dar s-ar putea să stea într-un lateral aici, la un moment dat să spargă, adică să stea, hai să zicem că o să stea ceva de genul. Deci v-am zis, poate să facă lucruri de genul cât vrea el. La un moment dat să spargă, fie va face un pullback aici, la canalul nostru de consolidare, și după aceea va sparge, fie va sparge cu putere direct. Ne întoarcem un pic în one day. Să ne mai uităm la un lucru. Vedem că avem niște moving average-uri. Eu aș vrea, deci pe aceasta a transformat într-un suport. Destul de valid, zic eu. Pentru că și înainte, dacă ne uităm, a fost tot suport. Nu trebuie să-l atingă, trebuie să fie în jurul său. Iar aici a fost rezistență, de exemplu. Și aici tot așa, transformat în suport, suport și așa mai departe. În schimb, acest moving average, care este mai micuț și este mai rapid, vedem că a fost un suport și mai clar și rezistență și mai clară. Acum a transformat în rezistență, în special acesta de 200, aceasta roșie. Ce aș vrea eu să văd, și cred că va coincide puțin cu ceea ce v-am zis mai devreme, să crească, să spargă canalul meu descendent, și să treacă de media aceasta, de media 200. Dacă trece de media 200, adică să zicem că trece, bine, media 200 va veni un pic mai așa, mai în jos. De aici, media aceasta va veni pe aici, m-aș aștepta să treacă și să facă pullback la ea, adică să facă o chestie de genul, cam așa aș vrea să văd. Ori va face la 200, ori va face la canal, ori la media cealaltă, va face un pullback în zona aceasta. Cam ceva de genul ăsta m-aș aștepta și mi-ar plăcea mie să văd. Dacă ar face o chestie de genul, înseamnă că ar trebui să urce. Până unde să urce? Păi în zona cel puțin a ultimului maxim, care a fost cam aceasta. Deci ar trebui să urce până undeva în 30 și, hai să zicem, 31. Să nu exagerăm. Deci ați avea un câștig, din nou, eu cred că în zona aceasta este o intrare chiar bună pe care ați putea să o faceți, dar ați avea un câștig de undeva la 5,5 dolari. Și mai departe ar putea chiar până aici, pentru că avem tot așa o zonă destul de importantă, în 34,5, cam așa, să fie o estimare mai rotundă. Deci cam astea ar fi zonele pe care eu le văd pentru Chainlink. Din nou, cred că este un punct bun de intrare. Riscul pe care îl aveți ar fi cam 5 dolari ca să faceți 5 dolari aici sau 5 dolari ca să faceți vreo 10 dolari pentru aici. Deci pentru zona aceasta aveți o intrare foarte bună. Dar oricum vă recomand să intrați cu... să nu intrați cu leverage, să intrați pe invest cu banii voștri și aici ar trebui... cel mult să coboare, pentru că mai avem o zonă importantă. Avem zona aceasta. W-ul din perioada iulie, final de iulie, început de august. Cam acesta a fost W. A fost un W mai mare și aici vedem că a făcut pullback în această zonă, unde a fost o zonă foarte bună de intrat. Acum cred că a făcut un alt pullback și acum în sine... Bine, putem să vedem, sincer, dacă mă uit mai bine, am putea, haide să încercăm să vedem ca un canal ascendent. Are merge? Ia cum arată. Merge și așa. Deci îl putem vedea chiar și așa. Și în momentul de față să tot testeze canalul nostru ascendent. Deci este și aceasta o variantă. Sau, haide să vedem dacă l-am trage. Să avem o falsă ruptură în acel loc. Vedem cum arată acum. Și acesta merge foarte bine. Ceea ce înseamnă că în cazul acesta ar trebui, da, să mai scadă în zona aceasta, deci de 24,5, poate să se apropie la un punct prin zona aceasta de canalul nostru, deci și asta ar fi o variantă. Oricum și în acest caz tot aș vedea destul de sigur că s-ar duce în zona noastră de 31 de dolari. Așa că
rămâne aceeași analiză, practic aici doar suntem în canal și ar fi ideal să treacă în acest caz de axa noastră, axa pe care vedem că a făcut-o destul de bine aici, o respectă destul de bine. Deci cam asta ar fi viziunea mea. Aveți două variante, fie mergem pe ideea de canal descendent în acest caz. Aici W, eu zic de obicei să-l căutați în zone joase. Bine, acum nu suntem într-o zonă înaltă, ca să zicem, dar ca idee. Deci putem să vedem aici un W și aici a făcut pullback-ul și ar trebui să crească mai departe. Sau putem să vedem ca un canal ascendent în integralitate, încă din această zonă și să nu treacă sub media noastră. Oricum eu sunt într-o zi, deci sunt într-un time frame destul de mare, n-ar trebui să fie o problemă, ar trebui să fie destul de accurate totul, că să fie destul de exact ceea ce am trasat eu pe aici. Dar cam așa zice că l-aș vedea. Zic că n-ar trebui să mai scadă prea mult sub această zonă, pentru că văd că tot probează și se menține. Deci zona aceasta se menține destul de bine. Zona aceasta de, haideți să ștergem aici, de 25,8, 25-26, hai să zicem așa. Deci ar trebui să țină destul de bine, mai ales că avem o axă aici destul de puternică, de foarte multe ori testată. Nu zic, s-ar putea să scadă puțin, dar eu cred că ar trebui să revină deasupra. E important ca în acest punct să vedem clar ce vrea să facă. Momentan vrea să mențină axa. A mai și îmbârligat puțin mediile și iar e și ăsta un semn bun, pentru că odată ce trece deasupra lor, adică odată ce face acest lucru, să zicem așa, peste medii, o să urce. Doar că aș mai aștepta și aș lua doar pe invest. Pe invest eu zic că este o zonă destul de bună, pentru că loc foarte mult să cadă nu mai are, adică chiar nu mă aștept să scadă sub 20 de dolari. Mă aștept că odată cu creșterea cripto să crească și Chainlink odată cu ele și mai degrabă să se transforme în varianta anterioară pe care v-am arătat-o. Deci cam asta ar fi viziunea mea. Sper că vi se pare interesant. Sper că vi se pare interesant și acest mod de abordare a unui video și ne vedem data viitoare. Și dacă aveți și voi vreo opinie în ceea ce privește Chainlink și cum îl vedeți, chiar lăsați în rubrica de comentarii. Sunt curios voi cum îl vedeți, că o să crească, că o să scadă. Mergeți mai degrabă pe un canal descendent, pe un canal ascendent mai mare, vă luați după medii și așa mai departe. Cam atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare. Pa, pa!